Diana și Dan Șucu sunt împreună de 18 ani, dar în urmă cu câțiva ani unul dintre fiilor a avut o problemă de sănătate și un coșmar. Se crede că boala autoimună a fost declanșată de un vaccin pe care l-a primit când avea doar 3 ani. Diana Șucu a vorbit pentru prima dată despre boala autoimună de care a suferit fiul ei. Invitată în cadrul emisiunii la Măruță de la ProTV, fosta prezentatoare de la TVR a vorbit despre trauma pe care a trăit-o atunci când unul dintre fii a fost diagnosticat cu o boală autoimună apărută în urma vaccinării. Fosta jurnalistă mărturisește că băiatul s-a vindecat în decurs de un an, în timp ce ea și omul de afaceri s-au recuperat după trei ani extrem de dificili. Potrivit soției cunoscutului om de afaceri, fiul ei suferea de purpură idiopatică, o boală asociată cu scărpinarea ușoară și excesivă și cu sângerări. Fosta prezentatoare spune că acea perioadă a fost traumatizantă și pentru Dan Şucu.